pleci din etapa 5-a, venind cu conducere cu astea, să pune și una destul de legeră. Da, chiar dacă a fost legeră, nu a fost foarte ușor, nu a trecut să întâmplă o perioadă chiar așa acum. Am reușit să câștigăm din fericire și acum mergem cu moral destul de ridicat. Cunoaștem echipa adversă, este o echipă cu o experiență omogenă, care joacă de 2 ani împreună și ne concentrăm pe jocul nostru, vrem să ne impunem prin joc și sper să muncele de până. Până acum ați făcut un parcurs oarecum asemănător, am doar jucat în Europa League, din păcate fără rezultat, după așteptat. Am doua aveți 6 puncte, părțiți 6-7 puncte în clasament, 6 goluri. Da, o să detaliile cred că o să facă diferența. Au făcut față acum, au jucat destul de bine și în Europa. Trebuie să jucăm 90 de minute și sunt sigur că dacă vom juca ceea ce antrenăm, dacă vom face ceea ce antrenăm, rezultatul va veni. Nu poate de când, poate și într-un moment, deci trebuie să sperăm mereu. Contează și faptul că se ține mici din 2011 aici. Poate conta, normal. Poate avem un avantaj moral, dar cum am spus, pe teren contează ceea ce se face, ce se joacă. Și detaliile vor face diferența. În primul moment, așa, în meci, v-am văzut cu mine? Bineînțeles. Noi asta vrem a fi pe meci. După care te și mereu, dar noi asta vrem în fiecare meci, cu mentalitatea aceasta mergem, sperăm că va fi un lucru bun. Ești greu la aici? Da. Au o echipă foarte bună, cum zicea și Butu, joacă de 2-3 ani împreună. Va fi o deplasare foarte grea, dar sperăm să luăm ceea ce trebuie și să luăm toate ce trebuie. Comunita pe care a suferit-o Steaua, ce ai mai dorit să ai putut mieci? Sau mieci? Asta este un lucru. Au dat o echipă foarte bună. Manchester City știe toată lumea ceea ce joacă. Au, după părerea mea, cea mai bună antrenor din lume și asta a dus să fie acel rezultat. Începe să se stabilizeze un pic apoi formula de joc, că primele meciuri s-au fost schimbate. Da, noi avem un lot foarte bun și probabil de la meci la meci, mister va schimba câțiva jucători dacă asta consideră. La un moment dat ai acuzat o stare de păstare, sau cel puțin așa spus stare. Nu știu că iau. Când? Înainte de meci cu? Da, cred. Și cu Gheorghe. Nu, înainte de meci cu Gheorghe. Înainte de meci cu Gheorghe, că ești puțin obosit. Ești foarte bun. Da, a fost puțină stare de oboseală, mai ales că au fost și drumuri, dar acum sunt bine și sunt pregătiți. Naționala? Da, mă bucur foarte mult pentru convocare. Sunt mândru să spun așa că am reușit să ajung la 20 de ani la echipa mare și îmi doresc să fac cât mai bine și sper să rămân acolo. Tu mai pleci în vara asta sau e clar că rămâi? Nu știu, eu de la început am spus că îmi doresc foarte mult să merg undeva să joc. Dacă nu se poate acest lucru, prefer să rămân aici și să joc majoritatea meciului. Se dori în țară sau nu se dori? Nu contează. Vom vedea ce va fi. Deocamdată, la viitor, vara asta